În septembrie, majoritatea pensionarilor vor primi pensii majorate. Dintre cele 4.609.830 de pensii din sistemul public de pensii, 3.806.270, adică 82,56%, au fost majorate ca urmare a recalculării. În iulie 2024, pensia medie era 2250 de lei. În septembrie 2024, pensia medie crește la 2761 de lei. Pentru cei 3,8 milioane de pensionari care beneficiază de majorări, creșterea medie de pensie este de 622 de lei. Astăzi, am aprobat în guvern memorandumul pentru majorarea limitelor de credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna august 2024. Este doar o operațiune contabilă care ne permite majorarea limitelor de credite cu suma de 600 de milioane de lei pentru plata primei tranșe de pensii aferente lunii septembrie, recalculate în conformitate cu prevederile legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Pe 26 august încep să fie virate primele tranșe, prima tranșă către Poșta Română, iar de pe 2 septembrie va începe livrarea banilor de către factorii poștari către pensionari. Pe data de 12 septembrie vor fi virați banii pentru cei care își primesc banii pe card. Vreau să vă prezint și câteva statistici relevante. În iulie 2024, pensia medie era de 2250 de lei. Iar în septembrie 2024, aceasta va crește la 2761 de lei. Pensiile, avem un număr de 1.960.012 pensii majorate între 1 și 500 de lei, un număr de 1.033.580 de pensii majorate cu sume între 501 și 1000 de lei, un număr de 721.360 de pensii majorate cu sume între 1.001 lei și 2.000 de lei, un număr de 83.637 de pensii majorate între 2.001 lei și 3.000 de lei și un număr de 7.681 de pensii majorate cu peste 3.000 de lei. Vom constata împreună că și pensionarii cu pensii mai mici vor beneficia de aceste creșteri ale pensiilor.